Cred că e important ca austriecii să audă, pentru că bineînțeles că ei nu se uită pe harta, aud de migranți, de a, vin migranți din România și atunci apare logic pentru ei și eu am intrat și de două ori la televiziune și la radio și am tot explicat, uitați-vă pe harta, nu suntem pe această rută, rută balcanică. Mi-am dat seama și prin felul în care îmi pun întrebări jurnaliștii din Austria, eu cred că Totuși ne, ne spune ceva faptul că cu Croația nu și-au permis austriecii Este și o misiune cumva mai mare, o misiune de comunicare, de prezență politică în dezbaterile importante în, în Europa Și asta e o misiune pe care din păcate clasa noastră politică nu văd că și-a asumat Uh, și asta este și un motiv de ce eu am ridicat vocea și am încercat să adaug această dimensiune de, de prezență pentru un nou narativ despre România. Eu cred că trebuie să ne folosim de toată gama a diplomației. Uh, asta înseamnă în spatele uh, culiselor, să zicem, uh, să avem un limbaj foarte, foarte clar și, da, cred că este uh, sigur, și o idee benefică, de exemplu, să legăm alte decizii unde România ar putea să aibă un veto, să legăm la fel, la rândul nostru, această decizii de acordul României pentru ceva de ce are, de exemplu, nevoie Austria sau alții în Europa. Cred că este nevoie să punem mare presiune pe alți aliați pe care îi avem în Uniunea Europeană, care la rândul lor poate au niște pârghii față de Austria pe care România nu îi are. Um, și în al treilea rând este această diplomație publică de care este nevoie. Trebuie să uh, vorbim nu doar cu guvernul din Austria, ci și cu austriecii.